Citesc din 1 Împărați, capitolul 18, începând cu versetul 41, 382, pagina Sfintele Scripturii, unde Biblia spune așa: Apoi Ilie a zis lui Ahab, suie-te de mănâncă și bea, că se aude vuie de ploaie. Ahab s-a suit să mănânce și să bea, dar Ilie s-a suit pe vârful Carmelului și plecându-se la pământ, s-a așezat cu fața între genunchi și a zis slujitorului său, suie-te și uită-te înspre mare. Slujitorul s-a suit, s-a uitat și a zis, nu este nimic. Ilie a zis, pentru cei care ezită, pentru cei care cred că e prea mult să vii de două ori la biserică pe zi, Ilie a zis de 7 ori, du-te iarăși. A 7-a oară slujitorul a zis, iată că se ridică un mic nor din mare ca o palmă de om. Ilie a zis, suie-te și spune lui Ahab, în hamă și coboară-te, ca să nu te oprească ploaia. Peste câteva clipe cerul s-a înnegrit de nori, a început vântul și a venit o ploaie mare. Ahab s-a suit în car și a plecat la Israel. Și mâna Domnului a venit peste Ilie, care și-a încins mijlocul și a alergat înaintea lui Ahab până la intrarea în Israel. Amin. Amin. Vă rog să vă mai dați o dată mâna unul altuia, dacă cineva a dormit, deși nu-i cazul, treziți-vă. Domnul să vă binecuvânteze. Bine, slăvit și binecuvântat să fie Domn. Să vă spun eu cum mi-aduc aminte pe sora Ligia. Mi-aduc aminte într-o duminică grea pentru mine, când a luat vioara și a început să cânte Când oceanele cumplit vuiesc. Și mi-aduc aminte că în momentele acelea Dumnezeu din cer m-a ridicat. Pentru că există o mână a unui Dumnezeu care nu te lasă, te poartă peste valuri. Și pentru că aceasta a fost în inima mea de la început, gândul acesta al tăriei în Hristos, gândul acesta al încrederii fără de margini în mila Lui, aș vrea să continuăm și indiferent cât de adâncă e rana, să nu fie nimeni deranjat și să nu înțeleagă greșit, dar de când am început închinarea, am avut înaintea ochilor o rană deschisă peste care Dumnezeu își trecea balsamul lui de vindecare. Și eu știu că ceea ce Dumnezeu arată e adevărat. Chiar dacă batem din palme, chiar dacă plin de însuflețire cântăm, suntem capabili să ducem și răni și să ne și bucurăm cu Dumnezeu. Dar vreau din toată inima Dumnezeu să închidă rana inimii tale. Și Domnul Dumnezeu să-ți dea în această seară liniște, seninătate, încredere, putere, pentru că Dumnezeul tău e atât de bun. Doamne, dă-mi putere
Ești mai pregătit pentru ziua de mâine? Multe lacrimi se varsă. Se confruntă cu nedreptăți. Sunt oameni care muncesc, sunt oameni serioși, sunt oameni care caută ca în toate să facă lucrurile cu frică de Dumnezeu. Și când este vorba de a primi ce ți se cuvine, când e vorba să primești ceea ce ești îndreptățit să primești pentru munca și seriozitatea pe care ai avut-o, ești trecut cu vederea. Acest gen de conflict macină multe suflete. Pentru că atunci când este vorba de pământul acesta,
Se dă o luptă între fiii luminii și fiii întunericului. Și cât privește pământul acesta, uneori pare că biruința este a întunericului. Tu n-ai pile. Tu nu cunoști pe niciun șef pământ. Ca să ai o culoare potrivită cu ce se poartă. Și atunci, de cele mai multe ori, sunt oameni a căror suflete sunt atât de lovite, pentru că pun întrebarea, unde-i mâna ta, Doamne? Pentru că mi-am pus nădejdea în tine. Și când este vorba de pâinea pe care trebuia să o iau și la care sunt îndreptățit, ești de atâtea ori călcat în picioare. Zilele trecute stăteam de vorbă cu o soră. Și era atât de doborâtă sufletește. Nu știu câta oară a fost trecută cu vederea, măcar că e un profesionist desăvârșit. Și vreau în această seară, în puținul timp care a rămas, dar destul de mult pentru a spune ce am de spus, să vă rog în numele Domnului Iisus să înțelegeți ce înseamnă mâna Domnului. Pentru că problema nu este la Dumnezeu. Problema este în înțelegerea noastră limitată. A venit mâna Domnului peste Ilie și a apucat Ilie să fugă în fața carului împăratului lui Israel, pe nume Ahab. Mă trebuie să știți că un car regal are cel puțin doi cai. Cel puțin doi cai. Eu nu sunt foarte priceput, dar un 30-40 la oră tot prinde un car din ăsta, probabil și mai mult, dar zic eu așa, nu sunt priceput. Păi tu ca om să fugi înaintea carului lui Ahab cu o viteză mai mare decât a cailor, fiindcă mâna Domnului a coborât peste tine, aduce în discuție următorul gând. Oare de ce Dumnezeu face lucrurile astea? M-am uitat la Cornel, pe care îl prețuiesc foarte mult pentru faptul că de când ne-am cunoscut și până astăzi, nu s-a stins. Nu cumva să te stingi acum că te-am lăudat. Când e rugăciune, când este un foc aprins, sunt oameni care caută. Și atât de mult mi-am dorit și eu. Eu am zis-o cum am putut-o eu. El a zis-o cum a știut-o el. Că am zis că odată o să iau amvonul și mă duc dincolo. Să întoarcem un pic lucrurile. Dar eu vă spun că nu faptul că stați pe primele rânduri vă face pe voi să vă rugați mai tare. Nu faptul că sunteți mai apropiați și îmi vedeți mie fața, ci faptul că le căutați locurile acestea. Faptul că întotdeauna va trebui să înțelegem cum lucrează mâna Domnului. Sunt săptămâni și spuneam că azi dimineață m-am întâlnit cu un tânăr, după ce m-am întâlnit cu o altă tânără, plin de bucurie și au zis, Dumnezeu ne-a botezat cu Duhul Sfânt. Și erau tare bucuroși. După care, stând de vorbă cu Cornel la sfârșit de slujbă, Cornel mi-a zis, frate Florin, tare mult mă preocupă oamenii care au fost umpluți de Duhul Sfânt și acum nu se mai roagă și nu mai fac lucrarea aceasta de a veni la rugăciune, pentru că dacă noi cei umpluți de Duhul Sfânt am stat ca niște străjeri și am ridicat glasul pentru cei care doresc să fie umpluți cu Duhul Sfânt, vă garantez că lucrurile ar sta cu mult diferit decât truda pe care câteodată o resimțim noi. Mi-a zis Alin dimineață, nu mai pot nici cânta. De ce? Mi-am pierdut vocea la rugăciune vineri. De ce? Pentru că o mână de oameni e mereu acolo. Și de ce este doar o mână de oameni? Pentru că ceilalți n-au înțeles foarte bine de ce coboară mâna Domnului. Noi mâna Domnului o vedem mâna doctorului suprem care ne ia boala. Nu e rău, dar nu e tot. O vedem mâna celui care împarte pâine. Și este adevărat,
Dar nu e tot. O vedem mâna care în anumite conflicte ne face dreptat și se pune zid în fața adversităților. Și nu-i greșit. Dar vreau să vă spun că suntem departe de a înțelege ce înseamnă mâna Domnului. Mâna Domnului a coborât peste Ilie, s-a încins și a început să alerge, nu cu puterea lui, ci cu puterea Duhului Sfânt. Asta înseamnă că mâna Domnului, când se coboară, se coboară ca să facem o lucrare. Și te rog în numele Domnului Iisus Hristos să te gândești dacă ești pregătit. Ați băgat de seamă că se înoptează? Ați băgat de seamă că se înoptează? Ceva timp înainte, un actor pentru care aveam stimă a declarat public la decernarea unui premiu că îi mulțumește Satanei pentru inspirația pe care i-a dat. Și toți cei din sală știți ce au făcut? Au aplaudat. Și m-am gândit așa, dacă a început deja lumea să aibă curajul de a spune pe față lucrurile acestea, e semn că se înoptează, prieteni. E semn că se înoptează. Și atunci când se înoptează și când afară e întuneric, atunci când deodată cerul s-a negrit de nori, s-a pornit un vânt puternic care nu-ți mai permite nici măcar să faci un pas, și când vine ploaia aceea dincolo de care îți pierzi orice orientare, atunci peste cei ce sunt ai lui coboară mâna sa. Și când coboară mâna sa peste cei ce sunt ai săi, îi așează în fruntea unei lumi rănite, dezorientate, pierdute, care nu mai știe calea, și atunci tu devii lumina care lumează în întuneric și sarea pământului. Pentru că mâna lui Dumnezeu când coboară, coboară ca să te încingă cu putere, să te așeze în fruntea carului în care stă Ahab, împăratul lumii, ca să poți să-i arăți drumul. E întuneric? Tu totdeauna ai avut lumina. E vânt? Tu totdeauna ai intrat prin Duhul Sfânt. Plouă și nu se mai aude nimic? Tu totdeauna ai avut cuvântul Domnului susurat în ureche. Pe noi nu ne deranjează nici noaptea, nici vântul, nici furtuna, pentru că noi nu mergem în puterea cailor și în puterea carului, ci în puterea lui Dumnezeu. Doamne, umple-mă cu Duhul Sfânt. Și Dumnezeu spune, te umplu cu Duhul Sfânt, dar după ce te-am umplut cu Duhul Sfânt, te voi așeza în fața casei tale nemântuite și vei merge în rugăciune și post, cerând ajutorul, fiind o lumină în casa aceea. Umple-mă, Doamne, cu Duhul Sfânt, te voi umple cu Duhul Sfânt și te voi așeza în fața colegilor tăi și te voi lăsa să fie o călăuză pentru ei, ca prin purtările tale ei să se întoarcă la Dumnezeu și să mulțumească lui Dumnezeu. În mâna Domnului când coboară, coboară ca să te încingă cu putere, să te așezi în fața unui car în care stă un rege dezorientat, în care stă cineva care o inimă e rănită și nu mai reușește să găsească calea. Ați prins vreo furtună de când ați fost aici? Noaptea când ați ieșit? Când ați ieșit, eu am prins un vânt odată și o ploaie și până la mașină mi-a fost foarte greu să ajung, că nici nu mai știam unde este, m-am dezorientat, și în momentele când lumea nu mai are direcție, Dumnezeu din cer caută un suflet peste care să se așeze mâna, să-l umple cu Duhul Sfânt, să se încingă la mijloc și să o ia înainte spunând, iată calea, veniți pe ea, Iisus Hristos este calea, adevărul și viața. Pentru că vrem putere să ce? Pentru că vrem mâna Domnului pentru ce?
N-ați observat că în luptele noastre pământești mai mult suntem biruiți decât biruitori? N-ați observat că Dumnezeu foarte rar intervine ca să facă Dumnezeu dreptate? Dumnezeu nu stă la un capăt al mesei, Satana stă la celălalt capăt al mesei, ca Dumnezeu să împartă pământul acesta, ce al meu, ce al tău. Dumnezeu din cer aproape că câteodată e lipsit de interes, pentru că Dumnezeu știe că ce am adunat în cer rămâne adunat și ce am adunat pe pământ va fi spulberat. Știu că ți este greu să auzi lucrul acesta, dar mâna lui Dumnezeu nu se preocupă de măruntele noastre îngrijorări. Duhul lui Dumnezeu când vine caută un vas pe care să-l umple, caută un om care să stea în spărtură, caută un glas pe care să-l ridice, caută niște ochi care să vadă, caută pe cineva care să aibă puterea să meargă până la marginile pământului, să nu se teamă și să spună răspicat și clar: l-am cunoscut pe acela care este lumina lumii și al cărui nume este Iisus Hristos. Când a venit Duhul Domnului la Filip și l-a răpit, Filip care făcea semne mari, Filip care predica și se întorceau oamenii la Dumnezeu, s-o fi gândit Filip, mă duce acum în fața unui stadion. Hei, cântăreții Domnului, de câte ori v-ați visat în fața unui stadion? De câte ori ne-am visat în fața unei mulțimi mari? Poate nu e rău, dar totuși e un vis omenesc. Pentru că Duhul Domnului a dus pe Filip pe un drum pustiu, pustiu. Și pe drumul acela pustiu, la ora nepotrivită a miezii, când toți stăteau la umbră, era un car și Duhul Sfânt i-a zis: am venit peste tine, te-am luat din ale tale, pentru că eu vreau să te port spre ceea ce mă preocupă pe mine, pentru că inima lui Dumnezeu bate pentru cei pierduți, pentru că inima lui Dumnezeu sângerează pentru aceia care caută o lumină și nu o găsesc, care pun întrebări și nu găsesc răspunsuri. Și a zis Duhul Domnului: du-te și ajunge carul. S-a dus, a ajuns carul, citea Famine de Bian și l-a întrebat: înțelegi tu ce citești? La care el a spus: cum aș putea înțelege? Cum ar putea lumea să înțeleagă ce e Dumnezeu până cei care sunt mărturisitori nu se ridică? Dacă nu-i propovăduire, de unde să existe schimbare? Viu este Dumnezeu, că dacă vrei mâna Domnului, s-ar putea să te ducă pe drumuri pe care n-ai mai fost, dar vei avea bucurii cum n-ai gândit niciodată. Mâna Domnului nu vine ca să ne satisfacă nouă ambiții omenești. Puterea Domnului nu vine ca noi să ne comparăm unii cu alții. Puterea lui Dumnezeu nu vine ca să ne scoată noi din faliment, să ne ducă să ne dea bani sau bogății. Mâna Domnului vine și spune: e cineva care e gata să se așeze în fruntea unui car, care nu mai știe să ajungă la liman, pentru că e vânt, pentru că e furtună, pentru că e întuneric, pentru că plouă, pentru că s-au pierdut toate reperele, pentru că nu mai sunt repere, pentru că nimeni nu mai știe încotro să se uite. Și noi vrem în această seară și mă rog în această seară: umple-mă de Duhul Sfânt, că sunt gata, Doamne, să duc spre lumină pe aceia care zac în întuneric, Doamne, și sunt gata să alerg în puterea Duhului Sfânt cât este nevoie ca să scot pe om la liman, și sunt gata, Doamne, Dumnezeul meu, să ridic Scriptura, să o țin sus și să spun: acesta este cine vorbește, Isaia, pentru că m-am întâlnit cu el, el este viu și el m-a luat și m-a trimis spre tine. Suficient să-i spui unui om că Dumnezeu aude și știe întrebările. Nu mai avea nevoie Famine Etiopian de nicio predică, pentru că Dumnezeu a găsit un om disponibil și Dumnezeu a pus mâna pe el și el a venit, l-a ajuns. Mai bună predică decât aceasta, că Dumnezeu a trimis un răspuns cu două picioare care e gata să-ți dea ceea ce tu ai nevoie, nu există. Dar tu cine ești ca să ne spui nouă încotro să mergem? Ești vreun capitan de vas? Ai vreo licență? Ești vreun cârmaci renumit? Nu zice: sunt doar un om al lui Dumnezeu cu care s-a rupt corabia de trei ori sub mine și am coborât în adâncul mării. Asta nu e expertiză pe care oamenii să o ia în furtuna. Vine furtuna. Una cum n-a mai fost. Un eurachilion cum n-a mai fost. Și când oamenii își vor pierde nădejdea și nu vor mai dori nici să se ridice din pat
și vor fi cu totul istoviți și fără nicio speranță, atunci va veni Duhul Sfânt peste aceia care sunt gata să primească Duhul Sfânt. Și va veni Duhul Sfânt peste aceia care sunt gata să se facă călăuză. Și după ce Pavel s-a făcut disponibil, le-a zis: un înger al Dumnezeului al căruia sunt eu și căruia îi slujesc mi s-a arătat azi noapte. Nu te teme, Pavele, ți-am dăruit pe toți cei ce merg cu corabia. De aceea liniștiți-vă, pentru că eu am încredere în Dumnezeu. Iată mesajul Duhului Sfânt când coboară. Iată ce vorbește Duhul Sfânt printr-un om peste care mâna lui coboară. Nu fițe, nu mofturi, nu răcnete, nu păreri, nu lucruri din acestea care sunt atât de la limita confuziei. Când Duhul lui Dumnezeu vine și mâna Domnului vine peste un om, dincolo de orice, știi ce naște în tine? Dorința ca Dumnezeu să te așeze ca și o călăuză în lumea aceasta cuprinsă de întuneric. Tu ești luminița lui Dumnezeu, tu ești licărirea din Dumnezeu, tu ești acela care te-a pus Dumnezeu să dai direcție, pentru că tu știi drumul și calea. Glorie lui Iisus! Și acum să vă spun un lucru. Într-un fel mă rog și chiar o spun: Doamne, te rog fiecăruia dintre noi să-i dai pâinea cea de toate zilele. Doamne, te rog să ne dai ocrotirea necesară, să trăim cu demnitate, Doamne, și fără să ni se umple obrazul de rușine, să ne ajungem robi în țara noastră și să cerșim în țara aceasta. Mă rog lui Dumnezeu, mă rog, dar pe de altă parte sunt conștient mai mult decât oricând, pentru că simt că asta îmi spune Duhul Sfânt. Toată tulburarea aceasta care vine, tot acest întuneric care se lasă, când întunericul se lasă, lumina va străluci mai tare ca oricând și se va vedea de departe. Și toate aceste tulburări ce vor să vină, toate aceste lucruri, când Dumnezeu scuduie pământul de la un cap la altul, când oamenii și-au pierdut bunul simț, când oamenii și-au pierdut respectul, când oamenii ajung să facă lucruri neîngăduite, lucruri care erau de neimaginat ani înainte, e pentru că Dumnezeu ne spune: sunt gata să las mâna mea peste aceia care vor să facă lucrarea mea. Vine furtuna, vine întunericul, vine ploaia, dar vine și mâna Domnului, vine și puterea lui Iisus peste aceia care vor să fie călăuze unei lumi rănite, unei lumi care zace în cel rău, unei lumi care n-am văzut niciodată bucuria luminei, care nu știe niciodată ce înseamnă lumina lui. Glorie lui Iisus! Glorie lui Iisus! Stătea John și se gândea. Toată noaptea a nins. Și eu aseară m-am uitat la unul ningea, la două ningea, la trei ningea. Chester s-a uitat și a zis: păi ce nămeți mari sunt, nu mă mai duc la biserică. După care și-a dus aminte care cheile. Nu, câteodată, Alin, ai fi stat și tu acasă, cum aș fi stat și eu acasă, te-am adus aminte că am o datorie și am făcut o promisiune Domnului. Nu întotdeauna vin pentru că simt 100%, dar mă ridic în numele Domnului Iisus Hristos și martor-mi Dumnezeu că măcar că uneori am venit în neputință, am plecat în tărie. Dacă am venit slăbit, am plecat plin de bucurie pentru că mare-i Dumnezeu. Și s-a dus John Eglon mai mult în silă, descuia biserica și, bineînțeles, 10 surori erau prezente la datorie. Ne mai mirăm că raiul o să fie plin de surori. Și un puștulică de vreo 12-13 ani, până în 14 ani, un adolescent, a descuiat, s-a dus într-un colț și acum surorile se uitau la el. El a pus capul în jos. Eu doar cu cheia. Eu doar descui. Păi, dar deschide Biblia, zice, citește un psalm, doar nu o să citim noi, că nu suntem noi cele care trebuie să deschidem Sfintele Scripturi, citește. Păi zice, eu cu cheia nu știu să citesc, eu n-am... Dar surorile scap de ele? După ce a citit psalmul, o soră i-a strigat: acum zice ceva! Și el s-a uitat la adolescentul acela și a înfipt privire în el și a zis: nu vă uitați la mine, uitați-vă la Dumnezeu care poate să dea totul.
În acel moment, tânărul acela a mărturisit că a fost străpuns din creștet până în tălpi de acest cuvânt. Numele acestui tânăr era Charles Spurgeon. Pentru că John Eglon s-a ridicat într-o zi de iarnă, cu silă, să descuie ușa bisericii. Dumnezeu a născut în acea zi pe cel care a fost intitulat Prințul Predicatorilor. Și prin el Dumnezeu mii și mii de oameni a întors. Pentru că Duhul Sfânt nu vine ca să-ți pună o decorație în piept, o, botezat-o, o, plin-o de Duh Sfânt. El vine să te duci prin nămeți, să deschizi când alții n-ar descuia, să faci o lucrare pe care omenește n-ai face-o, pentru că Dumnezeu are pe cineva de călăuzit spre lumină. A Lui să fie slav. Amin. Aleluia. Dacă vă spun ce urmează, cred că mâine Cornelul să fie mai puțin aglomerat la stăruință. Nu cred. O să fie mai aglomerat ca de obicei. Prin credință. Îl iam Duhul Domnului pe Ilie. Voi vă gândiți așa un pic la Ilie, îl vedeți așa cu ochii minții, cum aleargă în fața carului cu 30-40 la oră, deci ceva mai ciudat, nu știu că poate să existe. Dumnezeu, pe Dumnezeu nu-L interesează câte like-uri ai tu. Dumnezeu nu-L interesează dacă dai sau nu dai bine. Pe Dumnezeu-L interesează să-și împlinească planul. Și când s-a uitat Ilie unde l-a pus mâna Domnului, o fi zis: tu mă așez în fața ăstuia? Pe oricine călăuzesc, în fața oricui alerg, sunt deschizător de drumuri pentru oricine. Dar pentru ăsta? Ăsta-i căsătorit cu Izabela. Prin fiecare peșter m-a căutat peste tot. Era pe urmele mele, a trimis armata, n-am dormit din cauza lui, n-am mâncat din cauza lui. Ăsta a vrut să-mi ia capul și tu pe ăsta, dintre toți, pentru că asta face Duhul Sfânt. Duhul Sfânt rupe prejudecăți, Duhul Sfânt îngenunchează mândrii, Duhul Sfânt te face să capeți o inimă smerită, te face să fii iertător față de cel mai mare nenorocit care ți-a distrus viața. Duhul Sfânt când coboară te face să-L iubești pe bărbatul ăla al tău care e nebun de cap. Te face să iubești pe, poate pe dușmanul tău care numai mai are puțin și mușcă din tine. Pentru că Duhul Sfânt când vine schimbă inima noastră. Duhul Sfânt când vine ne dă puterea iertării. Duhul Sfânt când vine ne dă puterea îngenunchierii de sine. Ne dă Duhul Sfânt o lepădare pe care mândria omenească nu poate să o cunoască. Glorie lui Iisus, că de aceea Dumnezeu schimbă inima de piatră cu o inimă de carne. Ne îmbracă cu natura Domnului Iisus Hristos. Plin de Duhul Sfânt înseamnă să nu-ți placi ție însuți, să nu te lași rănit în orgoliul tău, să nu mai ai această vanitate omenească. De ce nu m-a pus? De ce nu m-a salutat? De ce a făcut? Pentru că ești plin de Duhul Sfânt și Duhul Sfânt este acela care te învață să îngenunchezi, te învață să te smerești. Așa răspunzi tu marelui preot, pac, o palmă peste obrazul lui Iisus. Și Iisus, plin de Duhul Sfânt, dacă am greșit cu ceva, spune cu ce am greșit. Dar dacă n-am greșit, de ce mă bați? Cum poți vorbi așa tu, Dumnezeu din Dumnezeu adevărat? Cum poți să ai tăria de a te înfrâna, capacitatea de a te stăpâni, când noi la un mic imbold sărim, explodăm, plin de mânie? O, pentru că e plin de Duhul Sfânt. Pentru că Duhul Sfânt mereu are brațele deschise, nu spatele întors. Pentru că Duhul Sfânt mereu știe să te schimbe acolo unde nimic și nimeni nu te-a schimbat niciodată. Pe cel de neiubit îl iubești pentru că Duhul Sfânt toarnă dragoste în tine. Pe cel de neiertat îl ierți pentru că Duhul Sfânt te-a umplut. Pot să fiu deschis cu dumneavoastră? Cum se face că vorbiți în limbi îngerești și nu găsiți, te rog să mă ierți, care e atât de românesc, atât de scurt,
și atât de simplu de rostit. Rostim limbi îngerești, să crapă pereți, dar nu putem să găsim un bună ziua, nu putem găsi un te rog iartă-mă, îmi pare rău, și chiar dacă n-ai avea tu motiv să-ți ceri iertare, ci el, să te duci să-i spui, cum ne-a zis Marius azi dimineață, tu mi-ai ucis copilul, dar Duhul lui Dumnezeu mi-a zis să te iert și să te îmbrățișez. Pe cine l-ai în această seară în mintea ta? Tu vrei mâna Domnului peste tine? Vrei Duhul Sfânt peste tine? Pe când vei fi plin de Duhul Sfânt, prima înștiințare care ți-o dă Duhul Sfânt va fi următoarea: sună-L. Mai vrei Duhul Sfânt? Du-te până la ușă. O, Doamne Iisus! Orice nu mai Ahab, idolatru ăsta, nenorocitul ăsta care a ucis toți prorocii, Izabela asta care a spurcat pământul, și Dumnezeu îți spune, pe el vreau să-l conduci. Gândiți-vă la următorul lucru. Ahab era în car, ținea hățurile la cei doi cai, măcar doi cai, și nu putea merge nicăieri cu caii, că nu se vedea nimic. Era vânt, era vijelie, era întuneric, era ploaie, și Ilie fără nimic mergea în puterea Duhului Sfânt. Și în timp ce stătea Ahab în car, probabil că niște gânduri de genul următor încep să-i treacă prin minte. Mă, până la urmă, cine-i regele aici? Până la urmă, cine-i împăratul aici? Eu sunt în car și nu pot să mă mișc. Am cai și nu pot alerga. Și ăsta? Până la urmă, cine-i împăratul? Până la urmă, cine-i domnul? Până la urmă, cine este cel ce are puterea? Până la urmă, cine este biruitorul? Ai foc de la Duhul Sfânt? Atunci a produs niște cărbuni încinși și lasă-L pe Dumnezeu să-i așeze pe capul celui care te nedreptățește. Duhul Sfânt când vine, te face să ierți pe cel care este de neiertat. Ba, încă mai mult, te face să pierzi ceea ce era de nepierdut. Care e rugăciunea mea pentru cei care se află în procese? Care e rugăciunea mea pentru cei care se simt nedreptățiți de fraților? Umple-i, Doamne, cu Duhul Sfânt! Că atunci scăpăm și noi de executări, scăpăm și noi de procese, pentru că atunci când Dumnezeu îi umple pe toți cu Duhul Sfânt, se iau în brațe, se iartă, se rupă citațiile, se rupă acțiunile, și atunci oamenii lui Dumnezeu sunt plini de Duhul Sfânt. De aia ne mâncăm toată ziua bună ziua, că ne-am umplut de fire. De aceea de dimineață până seară ne certăm și nu avem ochii unii de alții. Încă o dată vă întreb cu smerenie. Cum se face că vorbiți în limbi îngerești și nu puteți găsi, te rog iartă-mă? Vi se pare normal? Putem mult și nu putem puțin? Sau din nefericire n-am înțeles ce e mâna Domnului? Că atunci când mâna Domnului vine, Dumnezeu schimbă. Era tare supărată doamna și a zis, a apăsat becul ăla, știți, din avion. E un bec care sună pe steward. Zice, vă rog frumos să mă schimbați de aici, că eu nu mai pot să stau lângă individul ăsta. Dar ce are, doamne? E negru. Și eu nu stau lângă negri. Stewardesele sunt învățate să aibă grijă de conflicte ca acestea. S-a dus repede la capitan, i-a spus, și capitanul i-a spus, am încredere că vei ști să rezolvi situația. La care ea se întoarce și zice, doamnă, vă rog frumos să ne scuzați pentru neplăcerea, inconvenientul pe care îl resimțiți. Am venit să vă spunem că este un loc liber la clasa întâi. Doamna și-a aranjat coafura, își pregătea hainele să se ridice și îl vom lua pe domnul și îl vom duce la clasa întâi. Să vă scăpăm de necazul de a sta lângă el, că dacă tu crezi că iertând nu te duce Dumnezeu mai sus decât ai fost, dacă tu crezi că iertând Dumnezeu nu face pârtie în viața ta, dacă crezi că iertând Dumnezeu din cer nu-ți face parte de binele lui, ești copil. Dumnezeu din cer te va duce. Te va duce.
și vei sta și vei privi și vei spune, bine este să te încrezi în Duhul lui Dumnezeu, bine este să trăiești cu Duhul lui Dumnezeu. Și aș vrea din toată inima, în încheiere, să facem o combinație frumoasă, Ligia, și tu, și Alin, și Flori, și Romeo, și Flori, că mai avem o Flori, și să pregătim un cântec de final. Aș vrea să cântăm ceva potrivit cu ultimul gând pe care vi-l împărtășesc telegrafic. Vreți Duhul Sfânt? Ca să alergați la carul pământesc al realizărilor dumneavoastră? Sau ca să fiți lumină în întunericul care se lasă peste lume și să spuneți, stai liniștit, Ahab, tu mănâncă și bea că eu mă rog, tu mănâncă și bea că eu stau de vorbă cu Domnul, tu mănâncă și bea pentru că eu voi face ce știu și ceea ce am fost rânduit să fac și stai liniștit, Ahab, eu știu drumul, n-am nevoie nici de ochelari special, n-am nevoie nici de cai, pentru că Duhul Domnului știe totul. Aleluia! Și eu sunt disponibil să o fac. Vrea cineva Duhul Sfânt? Și dacă te trimite la El, că n-ai grijă, că nu te așteaptă cu flori. Când o să suni la ușă și deschide, nu te așteaptă cu flori, te așteaptă cu spini. Dar întărește-te în Domnul și în puterea tăriei sale. Fă voia lui Dumnezeu. Duhul Sfânt, știi ce va striga Duhul Sfânt? Iartă-L, Tată, că nu știe ce faci. Iartă-L, Părinte al îndurării. Duhul Sfânt te va face pe tine să fii chezaș. Duhul Sfânt va cere de la tine lepădare, sacrificiu. Duhul Sfânt te va face pe tine jertfă pe care o sărează Duhul Sfânt, pentru ca să fie o jertfă de împăcare, de bun miros. Trăiască Domnul! Haideți lângă mine. Da. Că așa, Doamne, așa pocăin am fost de când mă știu. I-am promis unui frățior în această seară că voi predica 30 de minute, la care el s-a uitat spre mine și a strigat din adâncul inimii, Doamne ajută! Nu, nu-i glumă! Unde ești, Dani? Fiți atenți! Mâna lui Dumnezeu l-a purtat pe Ilie și au ajuns în Israel. Și în Israel, Ahab a zis, eu mă duc la Izabela. Și Ilie a zis, eu nu mai merg. Dacă te duci la Izabela, du-te. Eu cu tine nu merg. Spune Biblia că s-au despărțit. Eu te duc cât te pot duce fără să fac păcat. Nu ți-a zis nimeni să renunți la prietenii tăi. Dar tu nu mai poți să te întovărășești cu obiceiurile lor. Duhul Sfânt când vine nu-ți spune renunță la prietenii care i-ai avut, dar nici nu spune continuă să te bălăcești în noroi cu ei. Îi duci în rugăciune. Îi duci în post. Îi sfătuiești și le spui ăsta e Domnul pe care îl cunosc. Dar nu te mai întorci de acolo de unde Dumnezeu te-a scos. Nu mai participi la desfrâu. Pentru că Duhul Sfânt separă viața noastră firescul de duhovnicesc și ne spune, ia-o pe calea duhovnicească. Ilie a zis, oricât de mult te-aș prețui, oricât de mult aș vrea să rămân alături de tine, când tu te duci unde te duci, eu nu pot. Pentru că Duhul Sfânt e sfânt. Pentru că Duhul Sfânt lucrează sfințenie, pentru că Duhul Sfânt lucrează separare. Dacă tu te duci acolo, Ahab, la Izabela, eu mă duc să-mi văd de drum, eu nu intru acolo unde este hotărât de Domnul că va fi o judecată. Că va fi o judecată cu toți oamenii care se bălăcesc în noroi dacă nu vor să asculte de Domnul. Va fi o judecată a celor care au respins mereu și mereu chemarea blândă a păstorului. A celor care mereu și mereu au călcat în picioare îndurarea Domnului și-au făcut din har un prilej de destrăbălare. Mă aude cineva? Și aș vrea în această seară să vă întreb, vreți Duhul Sfânt? Vreți mâna Domnului? Data va veni și te va separa și te va sfinți și te va pune deoparte și nu vei mai merge pe căile plăcute ochilor tăi și nu vei mai face tot ce voiești tu, ci vei face voia lui Dumnezeu.
Voia lui Dumnezeu care este sfințirea noastră, mărit să fie Dumnezeu, glorificat să fie Iisus. Sunteți aici? Vă pot spune un citat biblic. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, n-am scos noi draci în numele Tău. Câți îmi vor zice în ziua aceea? Vreau să vă pun o întrebare. După limbajul celor pe care îi vedeți în verset, ori fi fost oameni care au mers sau n-au mers la biserică? N-am scos noi draci în numele Tău, spune lumea? N-am făcut noi vindecări în numele Tău? N-am făcut noi, permiteți-mi să parafrazez, evangelizări în numele Tău? N-am cântat noi în numele Tău? Repet, pentru ca să așeze Duhul Sfânt cuvântul ăsta. Mulți înseamnă mulți. Și toți aceștia vorbesc ca niște oameni care au fost în biserică. Și Hristos le va spune, depărtați-vă de la mine. Nu v-am cunoscut niciodată. Cum nu m-ai cunoscut? Că poate m-am și botezat. Poate m-ai și umplut cândva cu Duhul Sfânt. Chiar dacă toate lucrurile acestea s-au întâmplat, de nu ți-ai păstrat sfințirea și te-ai întors la lucrurile pe care Dumnezeu le curățise. Și dacă acum când te afli înaintea lui Dumnezeu, tu mergi pe calea lui Ahab, mâna Domnului, Duhul Domnului nu mai poate lucra cu tine decât dacă lași prin mărturisire. Ce-ar fi ca noi să spunem, nu vrem să apucăm ziua aceea, de aceea vom face ceva în ziua aceasta? Când studenții în Statele Unite, liceenii, merg la facultate, la college, fac un tur al facultăților. Și fiecare facultate încearcă să-i câștige pe tineri prin prezentarea pe care o face. Una dintre prestigioasele universități din Statele Unite este Harvard. Când se face turul, prima oprire este în fața unei statui. Știți cum este cunoscută statuia aceea? Statuia celor trei minciuni. Mai întâi de toate, scrie acolo John Harvard. Iar domnul care este sculptat nu este John Harvard. Nu s-a păstrat nicio poză. Nimeni nu știe cum a arătat John Harvard. Al doilea lucru, scrie 1638, Harvard fondator, 1638. 1638 nu este anul fondării Universității Harvard. Este anul în care John Harvard a donat o sumă importantă și toată biblioteca lui. Ca atare, cea a treia minciună este că John Harvard nu e fondator. Nici anul nu este cel în care s-a înființat universitatea, nici el nu este fondator și nici cel de acolo nu-i John Harvard. Dar știți care este ciudățenia? Moto care stă scris deasupra celor trei inscripții, John Harvard, fondator, 1638, este Veritas. Oare nu cumva, dincolo de numele pe care îl purtăm, suntem purtătorii unor minciuni ascunse? Oare dincolo de frumosul nume de copil de Dumnezeu, n-am purtat și noi niște neadevăruri? Că dacă așa stau lucrurile, ce-ar fi ca în seara asta să coboare mâna Domnului? Să despartă drumurile noastre, răul de bine
stânga de dreapta, nelegiuirea de adevăr, și să mergem pe calea plăcută a ochilor Lui. Să ne întoarcem la Dumnezeu să spună: coboară mână sfântă a lui Dumnezeu și fă din mine un pocăit cu adevărat. Nu vreau să port un nume și în spatele lui să fie neadevăr. Nu vreau să fiu cunoscut ca fiind pocăit și să nu fiu pocăit. Și vreau să vă mărturisesc, eu însumi a Domnului neprihănire, să cer din partea Domnului ca sângele sfânt să mă curățească, mâna Domnului să coboare peste mine. Pentru că ascultați-mă, când Duhul Sfânt te umple, tu nu mai mergi pe orice cale, tu mergi pe calea cea strâmtă, tu mergi pe calea cea îngustă, tu mergi pe calea adevărului, mergi pe calea cuvântului Dumnezeu și tu mergi drept pe calea lui Dumnezeu. Mâna Domnului, mâna Domnului. Și aș vrea să vă invit respectuos să vă ridicați și să vă pun o întrebare de final de slujbă. Dacă v-aș spune că în această seară mai degrabă coboară mâna Domnului aici în față decât acolo unde ești, ați fi deschis să veniți ca împreună cu noi să ne butem. Chemarea mea finală, chemarea mea este următoarea. Aș vrea în numele Domnului Iisus Hristos să spui: eu mai departe nu merg. Pe calea aceasta eu nu merg. Pe drumul acesta eu nu merg, pe drumul acesta eu nu pășesc, nu mă duc pe calea aceasta necurăției, nu mă duc pe calea aceasta minciunii, nu mă duc pe calea aceasta vicleniei, nu mă duc pe calea aceasta materialismului, nu mai merg pe calea invidiei, nu mai vreau să am ură și resentimente, și vreau în această seară ca mâna Domnului care coboară să mă sfințească, să mă curățească, să-mi dea o inimă curată, să mă spele. În ziua în care noi ne rugăm ca Dumnezeu să ridice biserica renovați, în ziua în care noi ne rugăm ca Dumnezeu să pună unitate între slujitori, în ziua în care ne rugăm ca Dumnezeu să dea o viziune acestei biserici, ca noi să putem împlini viziunea sa, iată chemarea pe care o simt din partea Duhului Sfânt, să ne sfințim viața, să ne curățim sufletul, să ne întoarcem la Dumnezeu cu toată inima. Cobor lângă dumneavoastră aici și indiferent botezat, nebotezat, pocăit și totuși nu, soț, soție, copil, tânăr, bătrân, facem ca seara aceasta să fie o seară în care mâna Domnului să se lase peste noi. Ne-am strâns mâinile unii altora, dar aceasta nu ne ajută prea mult în lupta cu păcatul. Și aș vrea în această seară să vii aici și să spui: vreau din nou mâna ta peste mine, mâna ta. Mâna ta să se așeze pe capul meu, mâna ta să îmi dea puteri sfinte și mâna Domnului în această seară să ridice orice păcat, mâna Domnului să ridice orice nelegiuire. Mulți îmi vor zice în ziua aceea: ziua aceasta, Doamne, este ziua pe care ai rânduit-o pentru pocăința mea, pentru schimbarea mea, pentru că dacă cu adevărat mâna ta e peste mine, Duhul tău este peste mine, buzele mele vor spune adevărul. Buzele mele vor fi unse cu adevăr, ochii mei vor sta în lumină, urechile mele vor fi tăiate împrejur. Te îndemn în numele Domnului Iisus Hristos, rupe, 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 rupe puterea celui rău și pășește în față. Vino și lasă-L pe Dumnezeu să rupă orice lanț, lasă-L pe Dumnezeu în această seară să dea eliberare. Vino în această seară și spune: Doamne, nu mai vreau să mă conducă mâna celui rău, nu mai vreau, Doamne, să stau în legăturile păcatului, nu mai vreau, Doamne, ca lanțurile nelegiuirii să mă strângă. Vreau în această seară, viu este numele Tău, vreau eliberare, Doamne, vreau în această seară ca mâna Ta să mă conducă, Doamne. M-am săturat să fiu prizonier, rob, Doamne. M-am săturat, Doamne, Dumnezeul meu, ca altul să dicteze vieții mele. Vreau în această seară eliberare în numele lui Iisus. Vreau eliberare în numele lui Iisus Hristos. Vreau eliberare în numele lui Iisus Hristos. Și dacă aici sunt oameni plini de Duhul Sfânt, oamenii aceștia se vor ruga. Și dacă aici sunt oameni care sunt plini de Duhul Sfânt, vor ști că întunericul poate fi răpus prin lumină și se vor așeza în fruntea unei rugăciuni și vor purta rugăciunea către tronul de îndurare. Și Dumnezeu în această seară, viu este numele Lui, va face lucrarea rânduită. Este ceasul unei despărțiri. Vreau să mă despart de tot ce este stricat, vreau să mă despart de tot ce este întinat, vreau din seara aceasta să pășesc pe calea adevărului, pe calea
curăției. M-am săturat, Doamne, să fiu rob păcatului. M-am săturat, Doamne, ca altul să mă poarte. Vreau în această seară eliberare. Vreau în această seară libertatea pe care Tu o dai, făpturii pe care o naști prin Duhul Tău. Viu este numele Tău, Doamne. Glorie Ție, Doamne, Te rog, în numele Lui Iisus. Mâna Ta să coboare, mâna Ta să coboare, Doamne. Ești Dumnezeu cel viu. Te îndemn în numele Lui Iisus Hristos. Nu lua chemarea aceasta cu ușurință. Nu o privi ca un lucru omenesc, ci în această seară lasă-L pe Dumnezeu. Lasă-L pe Dumnezeu să coboare cu mâna Lui cea bună. El va rupe, va rupe autoritatea celui rău. El în această seară va sfărâma jugul celui rău. Dumnezeu în această seară va face această lucrare. Vreau, Doamne, cu Tine. Vreau o inimă curată, o inimă sfântă. Vreau un duh nou și statornic, Doamne. Viu este numele Tău. Viu este numele Tău. Doamne, Te rog în această seară, dă-ne neprihănire, dă-ne sfințire, Doamne. Dă-ne, Doamne, iertarea care să ne poată face copii de Dumnezeu.